Rămânem în picioare și citim din Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 1, pagina 1080, Faptele Apostolilor, capitolul 19. Vom citi un pasaj poate relativ lung, dar pentru a ne familiariza cu ceea ce vom numi apoi Evanghelia Apostolului Pavel. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținutul de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenicii de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori a lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul, în care era Duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii și de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amin. Hai să mai facem o rugăciune în care să ne rugăm strict ca Domnul să binecuvânteze cuvântul și inimile noastre. Amin. Să însoțească lucrarea cu Duhul Sfânt. Așa cum stăm, ne rugăm. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Apostolul scria într-o epistolă a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Să fiți binecuvântați de Domnul. Dumneavoastră cei de la Nădlac și ai noștri de la Betel. Dacă bine mi-aduc aminte, când a fost ultima dată la dumneavoastră, am fost cu scumpa mea soție. Acum 7 luni. Ați fost ultima biserică în care ea a fost. După aceea, neputința nu i-a mai permis să meargă la adunare. Surorilor care știu că ați iubit-o, că studiați împreună, să nu uitați că la dumneavoastră a fost ultima dată. Cu 2 sâmbete în urmă, eram undeva în Italia și mi-au trimis copiii o poză, fuseseră la mormânt să schimbe trandafirii, cei 7 care sunt aici, cel de la Suceava nu era, și apoi s-au dus acasă așa cum obișnuiam noi sâmbătă seara să cântăm și au cântat și au făcut un mic videoclip și mi l-au trimis. Și le-am trimis înapoi un scurt mesaj, care vi-l dorește și dumneavoastră. Le-am scris așa: să vă dea Dumnezeu harul să ajungi să cântați din nou cu mama voastră.
Și pe noi să ne ajute Bunul Dumnezeu să cântăm nu doar cu cei dragi, să cântăm în prezența Domnului și pentru slava Domnului. Tinerii care au cântat despre venirea Domnului, dumneavoastră care ați ascultat, să vă dea Bunul Dumnezeu harul să aveți parte de ea. Amin. Să cântați și după aceea. Amin. Am citit despre lucrarea Apostolului Pavel din Efes. A ajuns acolo și a întâlnit niște ucenici al lui Ioan. Dornici să afle adevărul mai departe. Sunteți și dumneavoastră dornici să cunoașteți adevărul în întregime? A intrat în sinagogă și a vorbit la evrei. Și unii au fost interesați, alții nu. Cu cei interesați a făcut studiu biblic o perioadă de timp. Și a lucrat acolo, spune Scriptura aici, 2 ani, timp în care toți au fost familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa face Dumnezeu, a spus Domnul Iisus că Evanghelia trebuie să ajungă până la marginile pământului, ca pe cât posibil toți oamenii să audă acest mesaj. Eu cred că dumneavoastră nici nu l-au zis pentru prima dată. Că nădlacul mare încă ceva la mine în agendă. După Biserica Betel, sunteți biserica în județul Arad, unde am predicat cel mai mult. Numai cât am predicat eu aici. Dar alții și câte slujbe au fost. Toate aceste slujbe, tot mesajul, va împărți în două. Unii îl veți accepta și alții îl veți respinge. Și împărțirea asta în două va rămâne împărțeală pentru vecii vecilor. Unii la dreapta, alții la stângă. Vă îndemn în această seară să mai stăm o dată în loc și să ne cercetăm în fața Evangheliei. Vreți? Și nu vă voi pune să ridicați mâna sus. Frații nu vă vor trece pe un tabel. Nici măcar tabelul cu registrul bisericii nu e suficient de relevant. Tabelele adevărate sunt la Dumnezeu. Are pentru cei mântuiți o carte, zice cartea vieții, și acolo strecuți toți. Și care nu strecuți acolo, nici nu vor avea drept să intre pe porți în cetate. Acolo, în cartea aceea, operează Dumnezeu în funcție de atitudinea ta înaintea Lui. Cum zice la Roman 14:12, așa că fiecare va da socoteală pentru sine înaintea lui Dumnezeu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin cuvântul Evanghelie? Vă spuneam că ce am citit aici oglindește oarecum arată Evanghelia lui Pavel, adică felul în care el predica și felul în care Dumnezeu însoțea acel cuvânt. El chiar folosește expresia aceasta de Evanghelia mea în mai multe citate biblice. Și eu vă spun numai unul, cine e curios să mai caute. Unde scrie exact expresia aceasta? Evanghelia mea. Numai Pavel vorbește așa. Scrie în Roman capitolul 2, versetul 16, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Dacă alții, că dumneavoastră nu vă încadrați la aceea, nu vin să asculte Evanghelia, să le spuneți că toți se întâlnesc cu Evanghelia în ziua judecății, că sunt oameni care respectă legea în societate și alții care află de câte un articol la tribunal. Până atunci poate nu i-a interesat ce scrie în articolul cu tare. Dar când o să încalci un anume articol la circulație, o să spună polițistul sau o citește acolo în amendă. Articolul cu tare. Până atunci nu te-a interesat ce număr e. Dar atunci poți citi. Oricum, vei suporta consecințele. Să ne păzească Bunul Dumnezeu de ziua judecății.
Aceea nu-i de dorit, spune Scriptura că oamenii se vor îngrozi și după aceea va începe plânsul și scrâșnirea dinților. O nefericire eternă. Nu dorim nimănui așa ceva, nici nu ne place să vorbim despre asta. Știți că un dregător roman, când a auzit pe Pavel vorbind despre judecată, despre neprihănire, ce a zis? Altă dată. Bine, și eu altă dată, acum nu. Mă vorbim de partea bună, că Domnul nu ne-a dat cheile de la arest, ne-a dat cheile de la împărăție. Cheile de la arest sunt la îngeri. Ei vin și îi duc la arest. Dar nouă ne-a dat cheile împărăției. Și dacă vreți, m-aș bucura în această seară așa să ne urnim cu toții spre Sfânta Împărăție lui Dumnezeu. Ba chiar să dăm năvală, că așa e scris. Să alergăm cu stăruință, cum și la Evrei 12, în alergarea care ne stă înainte. Amin? Puneam o întrebare, ce este Evanghelia asta, o care e bine să ne familiarizăm acum, nu în ziua judecății, că va fi prea, prea târziu. Scrie același Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Și acum spune ce e Evanghelia. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos Iisus a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și înviat a treia zi după Scripturi. Cam asta este în modul cel mai chintesențial, mai pe scurt, Evanghelia. Vestirea morții ispășitoare și a învierii biruitoare a Domnului Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Asta spune același apostol în aceeași epistolă, 1 Corinteni, capitolul 1, citesc de la versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Și în versetul următor scrie ce propovăduia. Propovăduia crucea, adică vestea faptul că Domnul a murit pe cruce, cum spune și în versetul 23. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Dar de ce îi spune la acest mesaj Evanghelie? E un cuvânt preluat din greacă, Evangelion, și înseamnă veste bună. Pentru că moartea Domnului pe cruce pentru noi e cea mai bună veste posibilă. Că prin aceasta noi suntem iertați și suntem mântuiți. Prin El primim harul și darul neprihănirii și viața veșnică. Ce veste mai bună poate să fie decât aceasta? Imaginați-vă pentru un om și urmează să fie condamnat la moarte și aude că s-a dat o grațiere. Ce veste mai bună putea să fie? Că echipa lui favorită a câștigat campionatul sau ce? Că a câștigat la loterie o mașină? Păi ce să facă cu mașina? Să lase moștenire dacă pe el o omoară? Salvarea de la moarte este cea mai bună veste posibilă. Da, dumneavoastră sunteți sănătoși, sunteți tineri, și știți cum a zis unul căruia a rodit țarina? Încă de acum mulți ani am ce mânca, sau cum a zis cei din Atena, asta vorbim mai altă dată din virea morților, vorbim din virea morților când se apropie moartea. Numai că i-a zis Domnul acelui om din pildă, chiar în noaptea aceasta, ți se poate cere sufletul. Așa că este bine să ne asigurăm, cum zice Petru Cârdei într-o poezie, indiferent că unde te găsești, cu viața pe pământ tot o sfârșești. Dar ce e mai important, mai de folos, să fie asigurată în Hristos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă citesc o altă definiție, dacă vreți, a acestei Evanghelii, așa pe scurt, în Cartea Faptele Apostolilor, atunci când Pavel a fost chemat și a primit mandatul. Fapte, capitolul 26. De la versetul 17. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te-a trimit, ca să le deschizi ochii,
să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească credința în mine, erau cuvintele Domnului Iisus, iertare de păcate și moștenire împreună cu cei sfințiți. Observați versetul acesta. Ce se întâmplă când un om primește Evanghelia? Îi se deschid ochii, se luminează, începe să înțeleagă. Și vă voi da imediat referința prin care Apostolul Pavel ne spune că unii efectiv sunt orbiți. Se întorc de la întuneric la lumină, că deja va deschide un om ochii câtă vreme e la întuneric. Dar cine e responsabil de întuneric? Diavolul cu puterea lui. El e numit stăpânitorul. Este specific întunericul. Se întorc la Dumnezeu ca să primească ce vorbeam până acum, credința în Domnul Iisus, ca atare iertare de păcate și perspectiva eternității, moștenirea împreună cu cei sfințiți. Deschideți, vă rog, și în 2 Corinteni la capitolul 4. Scrie aici, de la versetul 3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, că unii nu înțeleg, nu văd, nu-și dau seama, nu-i interesează, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Versetul 6, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, adică mințile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Hristos, lui Dumnezeu, pe fața lui Iisus Hristos. Dragii mei, dacă ați avut parte, cum scrie în Coloseni 1, să fiți strămutați din împărăția întunericului la lumină, dați slavă lui Dumnezeu. Că cei mai mulți oameni de pe pământ sunt în întuneric. Nu înțeleg că dacă ar înțelege, n-ar fi coadă la vamă, ca la vamă când ne dădea drumul să scăpăm afară. Ar fi coadă la ușa adunării ca să vină, dacă ar ști că pe aici se intră în UNEU, că pe aici se intră în împărăția cerurilor. Dar scrie în Genesa 19 că niște oameni au dat busnă la casa lui Lot și au vrut să facă rău și îngerii care acolo i-a lovit cu orbire. Băi, căutau ușa și nu o găseau. Dar cât ai fi de orb, cât să fi fost casa de mare a lui Lot, a mergi pe pipăite și tot nu o găsești. Ba mai scrie în a doua împărați, capitolul 6, că s-au dus niște sirieni să aresteze pe prorocul Elisei. Și-a făcut prorocul rugăciunii și-a spus, Doamne, orbește-i. Și-a spus, nu e asta cetatea. Măi, dar n-a fost între ei unul mai dezghețat să spună, dar ăsta cine e care ne spune că nu e asta cetatea? Nu, noi nu vedem, nu fi fost tablă ca acum la intrare în localitate. Dar bănuiesc că aveau ei ceva cercetaș, nu? Și-a zis, veniți după mine și s-au subordonat. Tehnica de acum se pare că vrea să obțină asemenea performanțe, să-i se ducă pe soldați, să lovească sau să nu țintească, să se predea. Acolo a fost totul simplu, cu o rugăciune rezolvat. Și numai nu vedeau. Pe când au ajuns în mijlocul capitalei, a zis, acum deschide-le ochii, se vadă unde sunt. Dragii mei, repet, mulțumiți lui Dumnezeu că ați avut parte de moștenirea sfinților în lumină. Că Dumnezeu ne-a deschis mintea. Slăvit să fie Domnul. E mare lucru să pricepi Evanghelia. Să poți primi vestea aceasta. Mă, dumneavoastră că sunteți familiarizați, băieții ăștia crescuți în adunare, fetele, dumneavoastră care sunteți aici, socotiți că e ceva foarte așa obișnuit. Am venit la adunare, am umblat, am fost învățați de mici. Nu, 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 că și alții au crescut în adunare și s-au dus și s-au pierdut. E har să putem înțelege. Undeva într-o adunare din județul Argeș, era o soră credincioasă, soțul necredincios. El avea o funcție oarecare în societate și îi spune,
Eu nu știu ce găsiți acolo la biserică. Citiți din cartea aceea veche, credeți, ce știu ce mitologii. Niște bătrâni de acolo, vă spun și vouă, sunt chestii depășite. Dar hai și tu să asculți, dar citești. Da, într-o zi de joi s-a înduplecat și el și a venit. Ia oricum s-a necăjit și a zis să fi venit la evangelizare, suntem mai organizați, predicăm ca atare. Dar cum să-i spună să nu vină de câte ori l-a rugat și abia acum s-a hotărât să vină? Și aștepta cu înfrigurare, s-a rugat toată slujba, cum bine face și noi să facem, Doamne, deschide-le ochii, fă-i să priceapă, ajută să înțeleagă. Și la întoarcere spre casă îi spune așa foarte solemn, să știi că și eu mă pocăiesc. Da, dragă, cum? Cum te-ai lămurit? Eu am avut niște nedumăriri în mintea mea. În seara asta totul mi s-a luminat. Dintr-o dată am priceput. Acum înțeleg, dar încă e și foarte simplu, că și copiii pot să priceapă. Spune Isaia 35 că nici omul fără minte nu se rătăcește, ci culmea, sunt oameni deștepți, numai asta nu pot să priceapă. Cum adică a murit unul pe cruce și s-a iertat atâția? Da, că acela care a murit a înviat biruitorul, s-a înălțat la cer. Și a supus demonii și stăpânirile și stă la dreapta măririi în cerul și va veni a doua oară. Iisus Hristos n-a fost un oarecare, este Mântuitorul nostru. Noi pe El îl predicăm, pe El îl așteptăm și cu El vrem să fim pentru vecii vecilor. Întorcându-mă la textul nostru, la Evanghelia lui Pavel de care vă spuneam, da, până să ajungem în capitolul 19, mă opresc puțin în 20 cu 24. Ca să mai învățăm ceva despre Evanghelie, oarecum v-am spus, dar definirea interesantă. Zice el în finalul versetului, să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. De ce îi spune Evanghelia Harului? Și mai este o expresie frumoasă în 1 Timotei, la capitolul 1, versetul 11. Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Că denumirile astea nu sunt fără valoare, le exprimă foarte mult. Îi spune Evanghelia Harului pentru că vestea transmisă ne este efectiv un cadou, un dar. Noi nu trebuie să plătim, a plătit Domnul pentru noi, e har. Cum spuneam, Dumnezeu ne-a oferit aceasta în dar. Dar de ce îi spune Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu? Pentru că această Evanghelie ne duce pe noi în slava fericitului Dumnezeu. Când scrie în Evrei 2 cu 10 că El voia să ducă pe mulți fii la slavă, scrie în 1 Petru capitolul 1 că vom avea ca urmare slava, cinstea și laură de la arătarea lui Iisus Hristos când vom dobândi ca final a credinței noastre mântuirea sufletului. În fapte aici, în capitolul 19, cum spuneam, trec acum la o a doua idee după ce cât de cât ne-am reamintit ce înseamnă Evanghelie, spuneam că fiecare decide, acceptă sau respinge. Citesc versetul 8. Vorbea cu îndrăsneală, timp de 3 luni și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși, nu vă doresc să fiți dintre aceștia. Și versetul 18. Mulți din cei ce crezuser, unii veți crede, alții vă veți împotrivi. Întorc o foaie în Scripturi în urmă. Versetul 32 din 17, la Atena, asemănător, și la Nădlac e asemănător. Când auzit ei din virea morților, își băteau joc. Pavel a ieșit din mijlocul lor, ca dincolo. Le-a spus când le-a spus și a plecat. Totuși unii au crezut și au trecut din partea lui, între care dă pe doi cu numele, un bărbat și o femeie. Veți crede?
sau vă veți împotrivi? Diavolul are mai multe metode să nu te lasă să crezi. Spunea Domnul în pilda cu semănătorul că pe unii face să fie neatenți. Se mai întâmplă asta la copii, la tineri. Dar am mai văzut și așa, că din față se vede, eu sunt obișnuit cu publicul, se vede că și câte unul e absent. Dacă l-ai întrebat ce am spus ultimele două fraze, nu își amintește două cuvinte. Se duce cu gândul în altă parte, știu eu ce necazuri sau idealuri îl bântuie. De aceea spune Scriptura să ascultăm, băgați de seamă la felul în care ascultați. Sau zice în Iacov, capitolul 1, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Scrie în 2 Împărați, capitolul 9, că s-a dus un fiu a prorocilor la niște soldați. Le-a spus, am să vă spun o vorbă. S-a spus, cui? Căpetenii. Tot tras deoparte, i-a spus ceva interesant. Știți ce i-a spus? Tu vei fi rege. I-a turnat un de lemn pe cap. Iese înapoi și întreabă, ce ți-a spus? O, voi ce ți-a scăpat de să spun? A, o minciună. Mă, uite ce-a spus. A, atunci ai fain. Înseamnă că noi suntem garda regelui. Gata, porniți spre capitală. Dar oamenii nu întotdeauna sunt atenți. Undeva s-a dat un anunț că se angajează un radiotelegrafist, ceva de genul ăsta. S-au adunat mai mulți, postul era de râvnit, dar la un moment dat iese dintr-un oficiu cineva și spune... Concursul a fost luat, dumnealui intră pe post. Păi ne-a schemat atâția aici, cum vă bate joc de noi, n-ați ieșit să organizați un concurs. Uiteți, ia dați înregistrarea. Acolo am început la poveste și s-a spus, cine dorește să intre? Și unul a fost atent, băi, eu vreau, gata, a intrat. De fapt ăsta a fost concursul, că la aceea profesie trebuia să fii foarte atent, nu stai visător. Primești mesaje care trebuie transmise la timp optim și tu ești pe din afară. Dar eu trag nădejde că dumneavoastră veți fi atenți. Nu cum s-a întâmplat într-o biserică ortodoxă, nu erau oameni atenți la liturghie. Și preotul când a văzut că e așa, a zis, și dragi, săteni, ați auzit ce a făcut, nana, raveche, cu tare. Păi, auzi, taci. S-a oprit și a zis, povești vă plac? Și retii diavol. Mai degrabă stau oamenii să asculte un show la televizor, să vizualizeze povești, minciuni. În loc să fie atenți la adevărul lui Dumnezeu. Dragii mei, aici e vorba de viață veșnică, de mântuire. Bine ați făcut că ați venit și să vă dea bunul Dumnezeu harul să fiți atenți. Amen. Și ce n-ați înțeles, după aceea luați Scriptura. Și vă duceți la fratele Andrei, la fratele Pavel, câți mai sunt pe aici, pe toți cum îi cheamă. Auzi, cum e aici? Păi, românește, scrie așa în slăbă, ce aștia am urmărit, gata, voi ce ziceți, unii spun așa, așa. Păi trebuie să fii interesat. Că dacă e vorba de sănătate, te duci la Seghe, te duci la Viena, la Budapest, așa-i? Te-ai duci oriunde, numai să-ți afli leacul. Păi în final aici tot murim. Mor și doctorii, nu? Dar Dumnezeu vrea să ne dea viață veșnică. Pe alții înșeală diavolul și rămân împietriți, le bagă în cap o idee că cineva dintre pocăiți nu-i pocăit cu adevărat, că cine și ce-or fi spunând aceștia, și îi schimbă direcția, îl înșeală. Dragii mei, fiți atenți! Că dacă e vorba de sănătate, cum spuneam, acum mai sunt pe România, mai rămas câte un negru, nu îl interesează că doctorul e un african de la, care nu ar fi drag de genere. Dacă doctorul îl acceptă, nu vă lăsați înșelați de aparențe. Diavolul are tot interesul să vă încurce. Dumnezeu vrea să aflați această veste. De aceea Pavel a stat 2 ani acolo să audă toți. Și stimați frați de la Nădla, știu că faceți evanghelizare câteva săptămâni la rând, duminica și joia. Mai faceți și lunea și marțea pe aici, pe care îi întâlniți. De Pavel scrie că vorbeam piață cu ei, nu?
înaintea norodului, în case. E libertate. Faceți acum până nu vin musulmani și ne restricționează. Până nu se dau legi ca la ruși, că n-ai voie. Acum e vestea bună de care bine ar fi să audă toți. Să se știe că Domnul nostru vine și vrea să ne mântuiască, slăvit să-i fie numele. Dar hai să mergem pe firul celor care ascultă, celor care cred. Scrie aici în Fapte, capitolul 19, versetul 9, a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tirano, fiind creat o sală de clasă, spunem noi, pe înțelesul nostru. În Scriptura și în Fapte, capitolul 18, versetul 11, despre Corint, aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. V-ar fi plăcut să l-a fi avut pe Pavel aici la Nădlac să vă predice? Predica așa cu orele și când citește epistolele, au zis Petru că-s lucruri grele de înțeles, înțelepciune, dar ce le-o fi predicat acolo 2 ani, aici 1 an și jumătate? Dragii mei, eu citesc Evanghelia asta de aproape 50 de ani. Predic de 35 de ani. Și tot am de învățat că e așa de bogată cartea asta, deși dacă am trăit 1000 de ani, tot am avea de învățat. Dumneavoastră învățați. Mă bucur că acum beteliștii mei mă lasă să predică, văd că au și Biblii lângă trompete. Că am avut treabă cu niște fanfariști care voiau numai trompete. Am spus, băi, voi dacă vreți numai trompete, la Casa de Cultură. Aici trebuie să învățăm. Spune în Matei, botezați-i și învățați-i. Uite și la fetele astea ce frumos le stă. Ele învață, nu în nădejdea că dacă s-a cin lângă învolea, a venit rândul și lor să predice. Ele învață pentru ele. Și noi toți trebuie să știm că Mântuitorul nostru întâi este învățător. Dar ce să învățăm? Să ne purtăm frumos, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, minunile și lucrările sale. Zice Apostolul Pavel, vă citesc din Efeseni, de la capitolul 4. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelia pe care ați primit-o, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Că unii tineri trebuie să învețe cum să se căsătorească, copiii cum se comporte cu părinții, dar și părinții cum se comporte cu copiii, în vecinătate și așa mai departe. Tot învățăm. Că e tare rău să fie oamenii inculți, așa-i? Să nu știe zică nici bună ziua, nici mulțumesc. Dacă pentru o școală de șofer trebuie să înveți, dacă pentru o meserie înveți la liceu, dacă e ceva de specialitate, încă 3 ani cu licență și cu doctorat, ca să profeseze 40 de ani, dar dacă e o profesie ceva mai înaltă, de exemplu, dacă e vorba de studii în drept, studii juridice, apoi cărți cu codul penal, cu codul civil, cu cod comercial, cu câte toate. Dar noi învățăm cum să trăim o veșnicie. Învățăm din istoria asta biblică cum să-i cunoaștem pe sfinți, pe frații noștri, să învățăm cum să ne apărăm de diavolul, cum alții au avut ispite, cum au biruit. Atâtea lucruri sunt de învățat și frumoase. Ce frumos e când citim despre Iosif din Biblie, despre... Dar ce personaj, întrebăm noi pe copii, ce personaj îți place mai mult? Unul se leagă de unul, altul de altul. Care de care e mai frumos? Apoi să vezi lucrările lui Dumnezeu cum și-a arătat slava. Cineva mi-a adus acum o carte, s-a scris recent, sunt niște interviuri despre niște lucrări din ultimii 10 de ani în județul Suceava. Păi sunt foarte ocupat, dar dimineața, seara, am stat până la 1 noaptea să citesc, că fiecare experiență era mai frumos, mai interesant. Hai să le spun ceva, poate faceți rost de carte și citiți. Unul era mai răzvrătit la școală și avea niște colegi care stătea numai așa la balcon și mai dispăreau și mai veneau, e așa, știți voi când se pleacă și când se vine, ăștia care nu sunt serioși în pocăință. Dar odată când a venit, a lipsit o săptămână de vacanță, prietenii lui nu mai erau la balcon. Îi vede jos, se roagă, cântă. Și cu ăștia, băi?
La gata, ce venim, mergem în oraș. Ce nu, e o seară de rugăciune, mergem acolo. Hai cu noi, n-a avut și merge în oraș, s-a dus cu ei. Acolo au început niște prorocii și au început să-i fie frică. Da, dacă mă descopere Domnul. Și Domnul i-a și vorbit. Și s-a pocăit și el, Domnul i-a schimbat viața. Și el care își ducea clasa să chilească de la ore, să meargă la film, să duce la profesor de matematică și îi spune, vreau să întorc răul care l-am făcut. Și întreabă cum? Dumneata să faci meditații cu noi și eu îi conving pe toți să nu mai mergi la film, să vin suplimentar la meditație. Mă, tu ești în stare, cum mi-am dus la rău, acum mai duc la bine. Și i-a dus. Mare bucurie pe profesor. 18 au ajuns la Olimpiada la Fada Județeană. Da, de acum el copil cu minte, doritor de rugăciune, de lucruri sfinte, că nu se mai sătura. Să învețe, să citească. 2 ani pare puțin. Odată nu s-a pregătit la fizică și când îi spune colegul de bancă dimineața, aveam de conspecta lecția următoare, numai să nu mă cheme. Și îi spune exact pe nume, la tablă. Doamne, scapă-mă! Cu asta cred că vă fac să citiți cartea. Era botezat cu Domnul cu Duhul Sfânt, ăștia au călăuzire, că Pavel vă spune îndată, vă zic, voi v-ați pocăit de la stăruință, ați fost, nu, acum! Și a zis, frate, am închis ochii și am început să scriu. Bă, nu, frate, scrie acolo în carte așa. Și a zis, mă opream când dădeam cu degetele în marginea tablei și jos. Și apoi am zis, acum, ori mă duci la psihiatrie, ori îmi dă 10. Mărturisește-mă apoi și zice, a fost singurul 10 ce l-am luat la fizică. Că ori experimentare am făcut numai la matematică. Și când s-a verificat cu cartea, zic că scrisese ceva în plus. Că el așa a zis, Doamne, de ceva unde avea descris, undele astea Tu le-ai așezat, spune-mi cum îs. E atât de interesant cu Dumnezeu, nu te plictisești niciodată. Eu am mai fost la Nădlă, că acum nu sunteți plini numai cu noi și între dumneavoastră mai lipsiți. Cei care cred trebuie să nu lipsească din sala de clasă acolo. Să vină ori de câte era ocazia. Cântăm poeme, care de care mai frumoase, cântări, lucrările Domnului. Doamne, aprinde noi dorul acesta. Amin. Nu se poate să conștientizezi vestea asta bună, că ești chemat din moarte la viață și urmează veșnicia, și spui, bine, lasă, asta e liniștit în văd de treabă, când vine Domnul și aduce aminte de mine. Nu, asta te fascinează. Nu poți să rămâi pasiv. Te mișcă. Îți spune aripi și poți să spui tuturora, pe mine Domnul m-a mântuit, mărit să fie Domnul. Cum anticipam deja, cei ce au crezut au fost gata să primească botezul cu Duhul Sfânt și s-a petrecut acolo ceea ce vă doresc să se petreacă și aici, Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 6, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Stăruința s-a făcut anul ăsta? Dacă vreți ca nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, siliți să mai facă. Doriți asta. În localitate de unde vin eu, a fost o vreme de împietrire cu ani în urmă. Au fost niște învățături de-a marturilor care bântuiau și de aici mai multe lucruri negative, dar la un moment dat frații și-au dorit. Și-au organizat într-o iarnă, asta îmi vine în minte, 2 săptămâni de stăruință. Și cum acolo îi cunosc pe toți, că e localitatea natală, aproape în fiecare seară mă sunau, seara asta a primit Duhul Sfânt cu tare și cu tare. Parcă așteptam telefonul pe mâine seară. Să vedem cine a mai primit, pe cine a pecetului Domnul. Așa e și la noi la stăruință. Acum trebuie să așteptăm după clădire și cu stăruința și cu cateheza, dar sperăm că această așteptare și dorință să ne fie răsplătită de Domnul și Domnul să pecetluiască. Amin. Pentru ziua răscumpărării. Sunt interesante momentele acelea. Mai poate unii ați primit la botezul cu Duhul Sfânt o măsură așa mai mică și a fost așa doar o cercetare ca un curent electric care trece.
Dar unii rămân așa sub cercetarea aceea, stau cu mâinile în sus, ore în șir, se roagă, se miră, ceilalți mai cum pot, pe alții ridică Domnul de la pământ. Sunt fel și fel de lucrări care Domnul le face, mărit să fie numele Lui. Asta e Evanghelia lui Pavel, cu o chemare care te schimbă din întuneric la lumină, care îți deschide orizontul și apoi cu botez, cu Duhul Sfânt, așa să dea Domnul și la noi. Spune Scriptura că această schimbare a fost atât de puternică aici, am citit spre finalul celor citite, și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Și în versetele anterioare se spunea că demonii au zis, citez, versetul 15, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu. Adică Evanghelia asta are putere și în lumea spirituală a demonilor. Și ce har pentru oamenii ăștia care au scăpat de vrăjitorie, să nu-i mai chinuie cel rău. Tot în cartea asta e o mărturie despre o fată din Ucraina care a fost cuprinsă de niște demoni. O țineau în spital, trăiește femeia asta, nu-i de demult, sub cămașă de forță. Și s-au dus doi frați din Vicov, acum sunt plecați la Domnul amândoi, fratele Chelba și fratele Ciuruc, și-au spus mamei, scoate-o cumva și adu-o acasă. Cum i-a văzut? Și s-a zis Duhul rău. Vă știu ce ziceți, oamenii lui Dumnezeu. De ce ați venit aici? Că nu ies afară. Frații s-au rugat, a fost o luptă de vreo două ore, și când s-a liniștit, n-a mai trebuit ținută, nu mai a trebuit în cămașă de forță, a întrebat pe mamă sa, cine-s dumnealor? Păi cum înaintea știu cine-s? O știu Duhul. Ea sărbana nu știa. Și când au dus-o a doua zi la spital, le-a spus frații, intrați prin piață și culeți un buchet de flori și de la portar dați la toți. Și cu portarul, că a mers după ea portarul, a lăsat porta. Medicul care e acolo, asistentele, s-au adunat toți. Ce s-a întâmplat? Ce a făcut cu ea? Ne-am rugat și Dumnezeu a eliberat-o. Era studentă copila. Și medicul a spus, nu pot să-ți dau adeverință să mergi din nou în sesiune, că mă tem că după aceea o spune că eu ți-am dat adeverință că ești aptă și tu, cu mintea așa, te termini de tot. O să las că fac eu acasă cursurile. Și-o terminat printre primii și-o ajuns profesoară la arhitectură la universitate. Și când un băiat era să o ia, cineva i-a zis, bă, cum vrei să o iei pe aia, că aia a fost nebună. Și frații prin care a fost eliberat au zis, nu nebun, a fost mai rău, a fost demonizată, dar este curată lacrimă că acolo a făcut Domnul ordine în mintea ei și în viața ei. Și a zis băiatul, atunci o iau? Cum să nu, că ce face Dumnezeu e totul nou. Asta e puterea Evangheliei. Mărit să fie Domnul. Mă mai scrie ceva aici. Versetul 11, Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că pe cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Scrie în Evrei capitolul 2 că această Evanghelie este însoțită și vă voi spune ce rost au acestea. Evrei 2, versetul 4, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și ferurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Să nu spună acum cineva, gata, atunci înseamnă că dacă Dumnezeu are putere, să ne vindece pe toți. Pe totul să ne vindece, o să ne și întinerească, dar când vine El, aici pe pământ, când face Domnul câte o vindecare, câte o minune, asta e numai ca exemplu, ca model, că Dumnezeu are putere să schimbe trupurile noastre, să ne regenereze. În ce privește eliberarea, aici dacă nu suntem vinovați și ne pocăim cu adevărat, Domnul ne eliberează pe toți. Pe unii eliberează de vicii, de păcate, de alte stări vinovate și pe alții eliberează efectiv de posesiuni demonice, cum este cazul fetei de care am amintit.
Ce frumos va fi când vom fi în împărăția lui Dumnezeu, toți transformați după chipul slavei sale. Acum, de când a plecat scumpa mea la Domnul, că așa am zis toată viața, mă tot gândesc cum o să fie în rai, ce o să facem acolo. Nu să vă gândiți la asta, sunteți tineri, că trebuie să vă gândiți și la ce aveți de făcut pe aici, da? Eu am depășit faza asta și m-aș tot duce, dar n-aș vrea să mă duc fără voi. Sora Dena e acasă la Domnul și eu sunt în misiune și tare aș vrea să vă iau cu mine. Domnul ne așteaptă, ne-a chemat să nu mai zăbovim, să luăm cu asalt porțile îndurării sale. Și bunul Dumnezeu să lase o cercetare sfântă în toată localitatea. Da, dragii mei, eu mă opresc aici ca să fie timp, mai cântă tinerii o cântare, dar aș vrea să vă lansez invitația aceasta. Evanghelia a ajuns la dumneavoastră. Spunea Pavel, am răspândit cu prisosință Evanghelia de la Ierusalim până în Balcani. Har Domnului că și aici a ajuns Evanghelia. Ce este Evanghelia? Facem acum recapitularea pe scurt. Vestea bună a mântuirii că Domnul a murit pentru noi, în rănile Lui suntem tămăduiți și plata păcatului este moartea, darul fără plată e viața veșnică, Iisus Hristos Domnul nostru. Noi vom da fiecare un răspuns. Vom accepta sau vom respinge. Motivele respingerii, înșelătoria diavolului. O minte orbită și întunecată. Dacă îl acceptăm pe Domnul, asta înseamnă un act al credinței, în continuare trebuie să rămânem în școala Lui. În continuare trebuie să participăm la stăruință ca să vină Duhul Sfânt peste noi să ne umplă mintea. Să rugăm pe Domnul să-și lase darurile și lucrările sale în adunare. Să facă Domnul semne și minuni în numele robului Său, celui Sfânt Iisus. Să elibereze pe cei opresați. Și apoi să așteptăm cu toții Sfânta Împărăție a lui Dumnezeu. Să putem spune, cum scrie în Apocalipsa 22, Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude, să zică vino. Întâi să venim la Domnul și apoi cu toții să ne dorim să mergem la Domnul când va începe Sfânta Lui Împărăție. Amin.